E moartă de mult? Nu. Nu? O zi, dacă... De dimineață, o persoană anonimă a sunat la 112 și a anunțat că în apele fluviului se află trupul unei femei. Ancheta polițiștilor a confirmat spusele necunoscutului. Când au văzut anchetatorii, trecătorii curioși au avansat și ei ipoteze. Bă... Cum să fie ajuns acolo? Aia probabil o fi adus o apă de pe sus. Multiplele... Da, neajunsuri și gânduri din astea. Sau situația ei familiară nu o cunosc, sau a copiilor, sau... Departe să mă gândesc să o fi băgat undeva într-o bancă ceva sau la un cămătar din ăsta. Polițiștii au încercat chiar să identifice cadavrul, dar bănuiala unui localnic din Orșova nu s-a confirmat. Era o bătrână pe aceea care era bolnavă. Că eu am o firmă de pompe funebre și veni lua sicriul de la mine, în viață. Și... Nu prea era ea sănătoasă așa, nici la minte. Nu este bătrâna de aceea, nu. Asta e femeie de la țară, să vede. Cine știe de unde o fi. Numai dacă anunță cineva dispariția. E posibil să fie adusă de sus? Da. Înnecată pe la cernă încolo, în sus, eu știu. Polițiștii vor ști cauza decesului abia după ce legiștii vor face necropsia. Din primele cercetări nu au fost identificate urme de violență. Cu privire la acest aspect, urmează să pronunțe medicul legist. Nu ne putem pronunța atâta timp cât pe raza municipiului Orșova nu au fost semnalate dispariții de persoane. Cercetările vor fi continuate și de polițiștii de la compartimentul dispăruți al Serviciului de Investigații Criminale. Ancheta va fi extinsă și în județul Caraș-Severin.